Bine v-am regăsit la Semn de Carte. Sunt Bogdan Papacostea, vreau să vă propun astăzi un volum cu totul special. E un volum de nișă pentru o preocupare marginală. Este o istorie a operei, un volum apărut la editura Velant, o editură care nu se dezminte, o editură curajoasă care pune pariuri uriașe și care, iată, scoate pe piață astfel de cărți al căror public este mai degrabă inexistent. Este un demers donchihotesc al editurii Velant, motiv pentru care merită felicitată. Este un volum masiv, un volum care a costat ceva pentru a fi editat și tipărit, un volum care, spuneam, are un public mai degrabă specializat. În România am mai văzut publicate istorii ale muzicii clasice, de exemplu, sau chiar o istorie a operei, dar ele sunt mai degrabă volume cu o direcție didactică și pedagogică. Sunt volume mai degrabă insipide, special construite, concepute pentru studenți, astfel încât studenții de la conservator să-și facă o idee despre disciplina pe care eventual o studiază cu seriozitate. Dar volumul acesta, această istorie a operei, este complet atipic. Nu este chiar didactic și pedagogic, este mai degrabă o incursiune plină de curiozitate și plină de pasiune a doi oameni preocupați de fenomen. Pentru că e un fenomen, opera. Caroline Abate și Roger Parker sunt autorii acestei cărți. Așadar, o istorie a operei, o istorie a unui fenomen, a unei discipline care a început acum 400 de ani și care este în continuare plină de viață, deși, am spune, nu e niciun motiv pentru asta. De ce e plină de viață? De ce rezistă? Sunt întrebări la care cei doi autori încearcă să răspundă în acest volum pentru că ei înșiși se miră. Așadar, apărut acum 400 de ani, opera a avut perioada ei de grație, timp de aproape 250 de ani, o perioadă în care s-a inovat în continuu, o perioadă de creștere și de strălucire. După aproximativ 250 de ani, opera a devenit o disciplină aproape clasică, așa cum este și astăzi. Ruptă aproape complet de viața cotidiană, artificială, de o artificialitate care, pe mulți dintre noi, sau cel puțin pe colegii noștri mai dezinhibați, i-a făcut să râdă atunci când au mers prima dată duși cu școala la operă. Opera, așadar, este, aș spune, chiar din altă lume. Este realmente un fenomen care nu se mai potrivește cu epoca noastră, care nu mai corespunde și totuși care, iată, rezistă, care fascinează, care formează un fenomen și o disciplină care se încăpățânează să reziste și asta spre a demonstra că lumea noastră nu este doar un teren sterp pe care nu-și mai au locul astfel de manifestări ale sublimei gratuități. O să vă și citez un pic din această carte minunată. Pentru primii cel puțin 250 de ani, spun autorii, industria de operă, asemenea industriei de film a zilelor noastre, a fost susținută de un flux constant de opere noi. Nu exista un repertoriu propriu-zis, nici vreun corp de lucrări familiare repetate la nesfârșit, așa cum întâlnim în orice teatru de operă din prezent. Din acest motiv, operele, ca și filmele, erau nevoite să aibă impact imediat. Una din modalitățile prin care încercau acest lucru ținea de utilizarea unui set de convenții, practici de lucru comune de la operă la operă, înțelese și apreciate cu promptitudine. Și așa au apărut diferitele tipuri de operă, dictate de obicei de limbă și de registru. Și mergem mai departe și vă mai citez un fragment. Opera este extravagantă, absurdă, gălăgioasă și mai presus de toate creată de vocile omenești. Cum am observat deja, s-a considerat adeseori că are nevoie de disciplină și din când în când aceste gânduri au fost puse în practică. Cu greu găsim un deceniu în secolul al XVIII-lea, epoca de aur a pamfletului polemic, din care să lipsească o dezbatere oarecare despre stricăciunile operei, de multe ori natura umană fiind așa cum e, stricăciunile operelor celorlalți, nu ale creațiilor proprii. Și, ca să nu mă opresc aici, vă mai citez din volum. Totuși, în opera de după 1920 a apărut o schimbare a practicii. Morții sunt dintr-o dată mult mai prompt jeliți în muzică, iar ubicuitatea lamentației sugerează apariția unor noi anxietăți. Așadar, ăsta este și un volum care poate fi citit în cheia antropologică. Devastarea tăcută din aceste scene funerare inedite post-1920 nu poate fi pusă doar pe seama tristeții provocate de dispariția unui personaj. Apare bănuiala că bocetul este îndreptat și către o formă artistică muribundă, opera însăși. L'Enfant et le Sortilège al lui Ravel, discutat întreagăt în capitolul anterior, cuprinde un exemplu răsunător.
În cartea de povești Sfâșiata a copilului apare un basm despre o prințesă. Basm care nu va mai fi niciodată terminat pentru că paginile au dispărut. Prințesa se materializează și cântă copilului. La început auzim doar vocea ei și un flaut solo, croșetând liniile melodice una în jurul celeilalte, probabil un gest îndepărtat făcut înspre duetul de voce și flaut din celebra scena nebuniei din Lucia de la Mermura lui Donizetti. Orchestra revine spre final pe măsură ce prințesa începe să facă presupuneri. Cine știe ce s-ar fi putut întâmpla cu mine? Dispare, iar copilul cântă, jelindu-i pierderea într-o superbă mică arie. Toi, le cœur de la rose, tu, inima trandafirului, lamentându-se că tot ceea ce rămâne sunt doar fărâme, o aromă, o urmă. Și la fel cum muzica prințesei flirta cu momentele de odinioară ale gloriei operei, așa o face și cântecul copilului, în acest caz referindu-se la melancolica arie de bun rămas a lui Massenet, Adieu, notre petite table, Adieu, măsuța noastră, din actul 2 al lui Manon. Întreaga scenă pare o tentativă de a aduna cioburile unei vechi tradiții a operei, acum iremediabil pierdute. Așadar, un volum valoros, un volum rar, un volum curajos, un volum pe care îl recomand nu doar studenților la conservator, nu doar celor care studiază opera, ci tuturor celor îndrăgostiți de ceea ce înseamnă până la urmă cultură umană, în deplina ei gratuitate și frumusețe. O istorie a operei, Caroline Abate și Roger Parker, un volum apărut la editura Verlant, o editură care trebuie felicitată. Așadar, dragii mei, citiți că nu vă face rău. Cele bune pe data viitoare!